din finala trecută la Roland Garros cu Elena Ostapenko. Și iată momentul în care Simona Halep iese din avionul care a dus-o în România. Cu o cupă mică. Cu o cupă mică, momentul așteptat de foarte multă lume, de cei care au întâmpinat-o acolo, de cei care sunt în aeroport în cealaltă parte, cei care nu se văd în acest moment. Și bineînțeles de cei care, fie că se vor duce pe stadion astă seară sau nu, au fost alături de ea și doresc să celebreze într-un fel această performanță. Da, încercăm să vedem dacă se aud și câteva cuvinte pe care le schimbă cu cei care au întâmpinat-o. Pe George Cosa, președintele Federației Române de Tenis. Cred că a fost și tatăl ei la început acolo, în primul pe care l-a îmbrățișat. Da, este, într-adevăr. Da, sunt momentele emoționante ale revederii, să zicem. Ne așteptăm la altele, evident, în câteva minute doar, odată ce va păși în salonul oficial de la Ricoandă și, bineînțeles, cum spuneam în această seară, pe Arena Națională din București. Important că a dat mâna cu toată lumea. N-a uitat pe nimeni, pe însoțitoare de bord, a dat mâna cu toată lumea. Asta este important, că în asemenea momente tind să uiți. Da. Și genul acesta de momente pe care fiecare vrea să le imortalizeze cumva, și personalul de la Sol, de la aeroport, furând un selfie cu Simona Halep în drumul ei spre salonul oficial. Da, e ceremonia așteptată de foarte multă lume de sâmbătă seară încoace, de la momentul victoriei. Da. Se aud aplauzele celor care o însoțesc și se vor auzi cu siguranță în foarte scurt timp și aplauzele celor care o vor primi acolo în incinta aeroportului. Și probabil un banner pe care îl vedem cu felicitări, Simona. Da. Toate oficialitățile de ministrul sportului, președintele CSR sunt acolo. Toată lumea pentru a o primi pe Simona Halep, evident. E, dar acum încep chestiunea care trebuie bine gestionată. Uh-huh. Încă o dată, Simona Halep trebuie să fie evident în centrul atenției și, de fapt, atenția să fie numai pentru ea, pentru că mai mult decât în alte părți este succesul unui om și a unei mici întreprinderi de familie. Da, întâmpinată cu aplauze Simona în salonul oficial de la aeroportul Henri Coandă. Și cum spuneai, Radu, momentul salutului cu toată lumea și iată, acolo așteaptă deja microfoanele pregătite pentru declarațiile pe care le va face. Le urmărim, evident, în direct aici la Digi24. Vă reamintesc de doar câteva clipe. A ieșit din aeronavă Simona, a fost întâmpinată, a dat mâna cu toată lumea, continuă să facă asta, continuă să mai semneze câteva autografe până la momentul așteptat în care o vom și auzi povestind despre cum se simte și despre s-a simțit. Obosită în momentul de față. Mihai Covaliu este cel care a condus-o și aici e frumos că este cel care a venit cu ea pe covorușă, pentru că el însuși a fost un mare, mare sportiv și e important ca mari sportivi să recunoască între ei și ei să fie unii alături de ceilalți și nu mai degrabă alții. Ea o mare pasiune pentru copii, evident. Am văzut că ținea trofeul precum un copil atunci când l-a câștigat în brațe. Ne e greu să auzim în acest moment schimburile de cuvinte de acolo, dar o să-i urmărim declarațiile în doar câteva clipe. E amenajată tribuna acolo, pupitrul, și o așteaptă toată lumea. Acum într-un dialog cu Mihai Covaliu, probabil despre ce urmează să se întâmple. Sunt momente în care te poți simți dezorientat cu atâta lume și după atâtea lucruri care s-au întâmplat și ți s-au întâmplat.
cu siguranță, însă sunt momentele care îți fac plăcere. Deosebită onoare să vă anunț sosirea marei campioane Simona Halep. Bună ziua! Mă bucur foarte mult că văd atât de mulți oameni aici, alături de mine, să ne bucurăm împreună de acest trofeu. Este un trofeu deosebit, nu este el prea mare, dar înseamnă foarte mult. Mulți oameni din tenis care au fost, unii dintre ei, alături de mine pe acest drum greu și lung, dar tot ce a fost greu se cam uită atunci când ai parte de un asemenea succes. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au pus câte o cărămidă la această performanță de când am început tenisul. Bineînțeles, familiei mele, care mereu a fost alături de mine. Tuturor fanilor, care sunt foarte, foarte importanți, deoarece am avut o atmosferă deosebită în finală și nu numai. Oriunde mă duc în lume, am parte de foarte mulți români care mă susțin. Cred că sunt jucătoarea cu cei mai mulți suporteri la toate meciurile, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Ce pot să vă mai spun? Acasă este mereu bine, sunt bucuroasă că am reușit acest rezultat, sunt bucuroasă că m-am întors cu bine acasă și să ne bucurăm împreună de această realizare. Acest trofeu este și al meu, este și al României. Aici am crescut, aici m-am antrenat mereu și aici am ajuns campioană la Roland Garros. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și pentru primirea aceasta deosebită. Întrebări, că știu că așa e procedura. Vă ascult. Sunteți mai emoționat decât mine? Nu cred. Ai făcut și masa de fericit numere tuturor românilor. Poate o felicitare venită din România este astăzi, din nou pe pământ românesc. Îți mulțumim pentru că ți-ai sacrificat și mai frumoși ani, copilăria și adolescența, pentru noi, pentru România. Am și eu două întrebări. Ce te-au sfătuit domnii Siliac și Kenil înainte de finală? Și a doua, în această dimineață când te-ai trezit și ai făcut ochii mari, care a fost primul gând al tău, știi că te întorci acasă? Da, Darren mi-a spus înainte de meci că trebuie să merg și să câștig acest meci, pentru că sunt capabilă de acest lucru. Înainte, cele trei finale au fost tratate un pic altfel, au fost tratate mai cu o emoție diferită, cu pot să spun nu așa mare încredere că pot să câștig acest trofeu, însă sâmbătă mi-a spus că trebuie să intru în teren și să iau acest trofeu. Domnul Țiriac mi-a spus de mult că sunt în stare să câștig un turneu de Grand Slam. Mi-a spus că dacă o să joc ceea ce știu eu, o să câștig meciul fără probleme, cum spune dumnealui. Amândoi au fost alături de mine în fiecare zi și în fiecare turneu de 3-4 ani de zile, mereu alături și cu energie pozitivă. La a doua întrebare pot să vă spun că nu prea am dormit după meciul de sâmbătă, am dormit numai 3 ore. Nu am simțit ceva extraordinar în acea zi, că a fost treaba cu pozele, a fost foarte aglomerată ziua, însă azi dimineață am început să simt din ce în ce mai mult bucuria pentru realizarea acestui vis, ca să spun așa, și acum, văzându-vă și pe dumneavoastră aici, parcă e și mai mare emoția și mulțumirea de sine, împlinirea sufletească că am reușit acest lucru. Nimic. Nu am apucat să scriu. Am vrut să las să trăiesc momentul și după aceea, după ce o să mă liniștesc, o să pot să și scriu. Și a doua întrebare, va mai exista oare această presiune a granulegurilor de acum încolo, nu vor încăia deja câștigătă la un Eu cred că o să rămână la fel și dorința este poate chiar mai mare acum că am realizat că se poate. Bineînțeles că
mă simt împlinită profesional din toate punctele de vedere, numărul 1 și Grand Slam, trofee de mandatorii, deci sunt destul de bine, însă nu se oprește cariera mea aici, o să merg înainte și o să îndrăznesc să visez la mai multe titluri de acest gen. Singurul lucru pe care aș putea să-l spun este că trebuie să crezi în tine și niciodată să nu cedezi. Am avut 3 mari încercări în trecut, 3 finale pe care le-am pierdut. Am fost aproape, pot să spun, în toate 3, însă nu am cedat și am crezut cu disperare, ca să folosesc acest cuvânt, că se poate într-o zi. Deci sfatul meu și pot să spun gândul meu pentru ei este să nu cedeze niciodată. Mulțumim, Simona, mulțumim tot românii și mulțumim familiei tale și ca să nu știu tine, care nu au ajutat să văd pe mamei tale. Aș vrea să spui, felicitări trecutor, pentru care a fost cel mai greu moment al finalei și ce ai simțit în momentul în care, pe lipsa ție, pe cea mai prestigioasă arenă de tenis al lumii, a fost cântat primul național. Da, acela a fost de departe cel mai frumos moment al carierei mele și al vieții mele. Momentul în care s-a cântat imnul și spectatorii au început să cânte imnul. Am cântat și eu un pic, dar de emoții nu prea am reușit prea mult. După ce am ieșit de pe teren, organizatorii mi-au spus că nu s-a întâmplat în istoria Roland Garrosului ca imnul unei țări să fie rostit în cuvinte. A fost un moment emoționant și rar îmi dau lacrimile pe teren, dar în acest moment chiar a fost ceva deosebit. Le mulțumesc tuturor pentru căldura pe care mi-au trimis-o în timpul meciului și mai ales atunci când am fost condusă de un set și 2-0, oamenii nu au încetat să mă susțină și a fost foarte important ca să pot să revin. Sunt de acord numai prin faptul că nu am reușit să stau atât de aproape de linie, dar bineînțeles Stephens m-a împins foarte în spate, jucând atât de înalt, nu m-am așteptat nicio clipă să joace așa, am jucat de multe ori contra ei înainte, dar mingea ei era destul de dreaptă, fără atât de mult topspin, dar nu mai contează, i-am și spus după meci că nu mai contează cum am jucat, dacă am câștigat este cel mai important lucru. Cel mai emoționant, am spus, a fost atunci când s-a cântat imnul și mesajul primit, am primit foarte multe mesaje și acum chiar vreau să mulțumesc tuturor, pentru că n-am reușit să răspund la toate mesajele. Fiecare mesaj e special și fiecare mesaj are ceva deosebit în el. Vreau să am copii, vreau să am cât mai mulți, dar momentan o să continui să joc tenis pentru că îmi place foarte mult și momentul acesta parcă mi-a dat și mai multă energie să merg mai departe. Nu mi-am fixat niciun obiectiv după acest turneu. Aș îndrăzni să îl punem împreună, dacă se poate, și aș îndrăzni să vorbesc tare și să gândesc tare, să visăm la alt Grand Slam. Da, cu mare drag și chiar dacă nu este foarte mare, este foarte important. Sigur că mă gândesc și mereu mi-am dorit, însă data trecută a fost un pic greu și cu toate problemele din acea zonă am hotărât să nu joc. Însă am jucat la Londra în 2012 și a fost chiar ceva deosebit. Însă dacă voi fi sănătoasă, să fiu aptă de joc, mă duc cu
cea mai mare plăcere, pentru că este ceva total diferit să joci la Olimpiadă pentru țara ta decât chiar și un Grand Slam, așa că o să merg dacă o să fiu sănătoasă. Oriunde îl pot prezenta și să împart această bucurie cu fanii și cu persoanele care își doresc să vină să-l vadă, oriunde este ok, nu am nicio problemă. Sunt destul de ok, nu mă simt foarte obosită. Am fost bine pregătită fizic pentru acest turneu. Acum că m-am eliberat de presiune și de tensiune, mă simt și mai bine. Însă câteva zile o să iau vacanță și după aceea pe iarbă. Ce te face la pronunțat? Nimic special. Ce am făcut și aici? Ce fac și aici? O să merg, o să mă văd cu prietenii și acasă, să stau cu familia. De fiecare dată mă așteaptă, nu numai când sunt pe locul 1 mondial sau câștig un Grand Slam. Acum nu știu cu ce o să mă aștepte, dar cu orice m-ar aștepta este foarte bine. Răcinte de prat. Sigur că da, i-am adus cadouri și i-am adus trofeu. O să stau cu ea. Practic, România astăzi nu găsuiește, din păcate, un turneu. Cum vezi rezolvat această problemă sau cum vezi proiecția pentru găsuirea unui mare turneu? Nu sunt în măsură să spun cum să se rezolve această problemă, însă sper că acest trofeu să aibă o greutate pentru persoanele care sunt în conducere și fac acest lucru. Mi-aș dori foarte mult să avem o arenă frumoasă unde pot să mai joc și eu și sper ca acești copii care sunt motivați și inspirați de aceste rezultate să aibă posibilitatea să crească într-un mediu frumos, într-un mediu mare, pentru că nu este ușor să pleci de pe un teren mic și să ajungi pe aceste arene, să joci în fața atâtor oameni. Sper să se facă posibil această treabă și sper să-i motiveze pe toți oamenii din conducere acest trofeu. De campioană a intrat în demolare, se reface nou ceartie, o arenă de 30.000 de locuri, acest capitol de ceartie de ceva demolat. Spune cum ai simțit atmosfera pe această arenă, ceartie pe viitoare. Eu mă bucur că am putut să câștig pe această arenă, ca să fiu sinceră. Chiar mi-a spus domnul Țiria că uită-te ultima dată la el, că nu o să mai fie. E plăcut și bineînțeles că acum cu siguranță o să fie un teren mult mai mare, poate mult mai frumos, dar acesta era intim și călduros. Este foarte plăcut și e greu să descriu în cuvinte această stare, însă să-i văd alături de mine pe acești oameni care au făcut ceva deosebit în sportul românesc este cu atât mai important și cu atât mai special. Nu a fost ușor să-mi păstrez calmul și să controlez emoțiile, dar a fost ca o energie mult mai mare și mult mai puternică să pot să reușesc să câștig meciul. Păi în momentul în care am câștigat ultimul punct, am simțit așa o greutate în picioare, pentru că, nu știu, parcă totul s-a terminat și s-a terminat cu bine. Nu am avut o reacție foarte, foarte mare, pentru că nu sunt genul, dar în interior tot ce am avut nevoie este să mă uit la oamenii care au fost alături de mine pe tot acest parcurs și să schimb cumva emoțiile, privirea cu ei. Dorința de a fi mai bună de la zi la zi cred că m-a motivat și mi-a dat putere să muncesc în continuare.
Îmi place acest sport, nu-l fac greu, îmi place să am un program strict, îmi place să mă țin de el și îmi place atunci când intru pe teren să dau tot ce am eu mai bun ca să reușesc ceva. Nu știu de ce, poate faptul că muncesc zi de zi și pentru faptul că mi-am dedicat viața pentru acest sport. Pe masă, primul, ca să-l văd tot timpul. Le am pe toate, am toate rachetele cu care am jucat. O să mă gândesc, n-am avut timp să mă gândesc, dar cu siguranță o să-mi fac un tablou ceva. Spune, a primit multe felicitări de la colegele din circuit. Cum te-ai simțit și eu știu poate care au fost cele mai apropiate de sufletul tău? Pentru că probabil ca și tu o prietenă, două, trei, mă rog. Am mai multe prietene și a fost chiar foarte plăcut să văd că adversarele mele s-au bucurat pentru mine, ceea ce înseamnă mult și înseamnă că în afara terenului ne înțelegem bine și avem o altfel de relație. Mereu am spus că în tenis, pe circuit, suntem ca o familie și vreau să le mulțumesc pentru mesajele frumoase, pentru reacția lor, pentru că a fost o reacție destul de mare și pe internet și mesaje personale. Am primit și fetele din România mi-au scris, le mulțumesc și lor, toată lumea. Chiar am fost surprinsă, foarte plăcut și emoționată de acest lucru. Petra e mai apropiată de tine? Cum? Petra e mai apropiată de tine? Mai multe fete sunt mai apropiate de mine, dar Petra, da, a fost prima care mi-a scris mesaj pe telefon. I-a transmis lui Darren, pentru că nu are numărul meu, i-a transmis felicitări pentru mine. Nu am văzut-o, nu ne-am intersectat. Ok? Cum? Nu am vorbit. Unchiul lui a venit la mine special în timpul unui interviu acolo și m-a felicitat. Chiar am fost bucuroasă de acest lucru. Știu că este un băiat deosebit și mă așteptam să-l spună câteva cuvinte frumoase. Nu am văzut exact ce a spus. Eu despre el ce aș putea să spun? Deja cuvintele sunt prea mici pentru el. Ai vorbit despre rachetele pe care le ai, toate rachetele cu care ai jucat în ultimul zi. Te gândești ca una dintre ele să domnești muzeul sportului? Cu siguranță o să mă gândesc la acest lucru. Dacă primesc această treabă, o să fac. Nu mai este o presiune de mult. Am început să accept această stare, să accept acest moment și să mă bucur de el cât se poate de mult, pentru că e cel mai frumos moment al vieții mele. Bineînțeles că așteptările sunt mereu și eu am așteptări de la mine și am avut la acest turneu, dar nu a mers deloc rău atunci când am simțit presiune, așa că am început și am încercat să învăț cum să joc, să fiu la cel mai înalt nivel al meu în tenis, atunci când simt toată presiunea, toată emoția, toate treburile din prejur. Nu pot să spun că a fost o presiune negativă din partea românilor. Bineînțeles că, așa cum și ei au așteptat atât de mult și au acest trofeu și au urmărit zi de zi evoluția mea, și eu l-am așteptat la fel de mult. Fiecare om reacționează așa cum este și am încercat tot ce s-a vorbit și tot ce s-a transmis să o iau pe parte pozitivă. E simțit pe francez mai aproape de tine? Da, am simțit și publicul francez foarte apropiat de mine și nu numai în finală, pe tot parcursul turneului. Experiența, cu siguranță cele trei finale pierdute m-au ajutat foarte mult sâmbătă să pot să câștig. Am avut în minte la set și 2-0 meciul de anul trecut din finală, că mi s-a întâmplat mie să pierd meciul conducând. Acum am spus că dacă s-a întâmplat la altcineva, sunt capabilă și eu să fac acest lucru. Pe partea mentală am lucrat destul de mult și am început să-mi accept emoțiile și să-mi accept felul în care sunt și să încerc să fac din aceasta o armă.
Nu, am mers înainte de poze, de aceea s-a și decalat ora, pentru că trebuia să merg să-mi cumpăr ceva. Eu nu am nicio întrebare. Așa, mulțumesc. E ceva mai atipic. Nu contează cine sunt, nu contează de unde vin. Vreau să-ți dăruiesc acest tort și să-ți mulțumim pentru dăruire, hotărâre, eroism, curaj și munca ta. Felicitări! Bravo! Gata, acum.